La începutul acestei săptămâni, copiii de la centrul de zi din Dumbrăvița au colindat vârstnici îngrijiți de căminul de bătrâni Nur din Dumbrăvița, situat în vatra veche a satului, pe strada Mihai Eminescu. Grupul de copii acompaniați de asistenți sociali, pedagogi, dar și de directoarea Alina Lozici, au făcut doar o mică plimbare până la centrul pentru îngrijirea vârstnicilor, cei cu care se va lega o colaborare mai strânsă pe viitor. Luna decembrie este o lună plină de evenimente foarte frumoase, pentru că este și luna cadourilor. Ne-am gândit să venim astăzi să-i bucurăm pe bătrâneii care locuiesc în Casa Nor, de aici din localitatea Dumbrăvița. I-am cunoscut pe o parte dintre ei, respectiv pe doamnele care lucrează aici și îngrijesc bătrânii, la târgul din data de 9 decembrie, ce a avut loc la centrul de zi. Și la inițiativa doamnei, i-am pus pe copilași să scrie scrisori care au fost preluate de către domnul doctor ce se ocupă de această casă. Ne vor cumpăra cadourile la copilași și Moș Crăciun le va aduce la serbare, când bătrâneii care se pot deplasa ne vor vizita și vor participa împreună cu noi toți la serbarea ce va avea loc în miercuri, în data de 20, la centrul de zi. Astăzi, prin vizita noastră a copiilor de la centru în această casă, am simțit că le-am adus o bucurie bătrâneilor de aici. Copiii au colindat foarte frumos și le-au oferit câte un mic dar fiecărui bătrân. Prin această acțiune, copiii au învățat să aibă respect față de persoanele vârstnice, să dăruiască din inimă, să-și dăruiască timpul lor, atenția, iar bătrânii i-au ascultat și am simțit pe fața lor multe emoții de bucurie. Și ne bucurăm că am reușit să colaborăm cu această casă și ne dorim să rămână o colaborare deschisă și frumoasă și pe viitor. Bunicuțele și bunicii de la centrul Nur au primit cu mare bucurie în suflet sosirea colindătorilor, fiind prezent și proprietarul căminului, medicul Tariq Al-Samnah. E ceva emoțional, este un lucru frumos, chiar că sărbătorile sunt, ne lasă o impresie mai deosebită în sufletul nostru, mai ales când văd copii și vin și colindă bătrânii care chiar au nevoie de o bucurie, de aia. Ei se bucură când, și chiar când ne-am spus că o să vin, copiii au așteptat, am zis că când vin și asta a fost un lucru frumos din partea lor și chiar mă bucur și așteptam și noi să mergem de sărbare miercuri, am înțeles, la ora 4, o să fim acolo. Este o colaborare nouă și sper să se continuă și avem tot sprijinul și pentru centrul de deplasament și sper să fie ok